Mă bucur că ne regăsim la Răspunsuri pentru Viață. De această dată vom încerca să răspundem la întrebarea dacă există indicii și semne suficient de multe privind apropiata sau iminenta revenire a Domnului Iisus. Revenirea Domnului Iisus Hristos și stabilirea împărăției sale este visul de aur al umanității credincioase. Menționat și în conținutul rugăciunii Tatăl nostru, în care cu toții noi așa spunem, vină împărăția ta. Cât timp mai avem la dispoziție oare până când Domnul Domnilor va veni spre a finaliza ce mai trebuie finalizat în lumea noastră, atribuind răsplătirile și administrând pedepsele asupra fiecărui om? Apostolul Pavel ne spune în Efeseni 5:16, răscumpărați vremea că zilele sunt rele. Așa că fără a mai vorbi despre cum trebuie să ne trăim prezentul în aceste zile din ce în ce mai delicate și dificile, ne propunem să abordăm câteva indicii și semne ale apropiatei revenirii a Mirelui Ceresc, argumente care au menirea să imprime în inimile și mințile noastre un nou simțământ al urgenței. Și de asemenea, suntem chemați să ne detașăm de tot ceea ce este trecător, spre a ne pune la dispoziția lui Dumnezeu, împlinindu-i voința suverană pe care o are cu privire la fiecare dintre noi. Trebuie să știm că Mântuitorul dorește să înțelegem semnele vremurilor și chiar dacă nu ni se permite a face datări precise, cronologice, mai ales în ceea ce privește ziua și ceasul revenirii Fiului Omului. El așteaptă să nu dormim ca ceilalți, ci să fim treji și să veghem, înțelegând că Fiul Omului este chiar la ușă. Pastorul Lazar Gog, în așa numita perspectivă profetică pe 2014, făcea referire la trei lucruri pe care le vom relua, urmând să adăugăm sigur și alte semne și indicii ale apropiatei revenire a Domnului Iisus. Se amintea și mă voi referi și eu la iminența unui atac israelian asupra Iranului, în al doilea rând la anumite fenomene astronomice semnificative în 2014 și 2015 și trei, predicția rabinului Iuda Ben Samuel privitoare la vremurile sfârșitului. Reluând aceste prime trei teme sau semne, indicii, vom face și anumite completări personale cu atât mai mult cu cât două dintre cele trei amintite mă frapaseră și preocupaseră cu mult înainte de a le fi auzit, la început de an 2014, și apoi vom adăuga alte cinci argumente biblice, cum că vremea este aproape. Așadar, să ne oprim puțin la perspectiva ca Israelul să atace Iranul curând. Situația explozivă din Orientul Mijlociu indică faptul că Israelul va fi obligat să atace Iranul pentru a zdrobi arcul Elamului, respectiv forța balistică nucleară a acestuia. Vom găsi referire la așa ceva în Ieremia 49, de la 34 la 39. Oricât de vehemență ar fi contestatarii unei astfel de afirmații, supoziții, dacă vreți, sau după noi profeții biblice, gata de împlinire, această perspectivă este o certitudine pentru orice om cu simțul realității, cunoscător atât al Sfintelor Scripturi, cât și a situației din Orientul apropiat și din întreaga lume. Pe fondul acordării dreptului Iranului de a-și putea continua programul de îmbogățire a uraniului fără sancțiuni internaționale, cu promisiunea deșartă din partea acestuia că se va limita la o utilizare doar în scopuri pașnice a energiei nucleare, Israelul nu va avea de ales. Va trebui să acționeze pentru ca istoria să nu se mai repete și pentru a-și apăra cu legitimitate ființa națională. Ne-am bucurat să fie altfel, dar se pare și se prefigurează acest deznodământ dramatic, teribil. Mai mult, într-un newsletter recent al unei publicații Prophecy Newswatch, pe care eu îl urmăresc săptămânal, se arată că oameni de calibru mondial recunosc faptul că pentru implementarea noii ordini mondiale este nevoie și se și pregătește o criză de mai mari proporții decât 9-1-1, cea din 2001, când au fost atacate turnurile gemene de New York. Iar atacarea Iranului de către Israel se consideră a fi tocmai evenimentul de care este nevoie pentru așa ceva.
Și să nu uităm că musulmanii radicali au convingerea că Mahdi, Mesia al lor, va veni doar pe fondul unui haos mondial și sunt hotărâți, dacă acesta nu va apărea, să ajute la crearea acestuia. Ori, ca reacție la un iminent potențial atac al Israelului asupra Iranului, sunt pregătite explozii dintre cele mai distrugătoare în marile metropole americane, dar și în capitale din restul lumii, în așa fel încât țapul ispășitor al tuturor relelor din lume să redevină evreul. Ceea ce va urma după un astfel de atac va fi aducerea Israelului în pustia popoarelor, cum zice Ezechiel, într-o izolare internațională feroce, cum n-a mai fost vreodată. Dar această situație grozavă va obliga poporul evreu să strige spre Yahweh, spre Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov, cum n-au mai făcut-o niciodată. Iar strigătul acesta va fi auzit de Dumnezeu, care își va relua legătura strânsă cu poporul său ales, la care nu a renunțat. Să observăm numai Romani 11, în care se arată că Dumnezeu va reprimi evreul, evreii, chiar ca națiune, sigur o națiune foarte posibil diminuată mult, făcând cu el, cu acest popor și în favoarea acestuia minuni pentru a-l proteja, cum a făcut când a fost scos din țara Egiptului. În cartea profetului Mica, capitolul 7, versetul 15, este scris, citat, îți voi arăta lucruri minunate, zice Domnul, ca în ziua când a ieșit din țara Egiptului, încheiat citatul. Această conjunctură va putea însemna pregătirea intrării în cea de-a 70-a săptămână a lui Daniel, Daniel capitolul 9, perioadă în care, însă, după înțelegerea noastră actuală, biserica ar urma să fie răpită. Sigur, există și alte poziții și noi am încercat să le reflectăm în mod corect, poziția să prindem ca biserică în cazul cel mare sau jumătate din el sau chiar în întregime. Deocamdată poziția mea este aceasta care am spus-o, credem că înainte de reluarea acestei legături a lui Dumnezeu în mod strâns cu poporul evreu, biserica va pleca de pe pământ, așa cum 69 de septade de săptămâni de ani au fost în absența bisericii doar cu Israelul, credem că și a 70-a săptămână va fi doar cu Israelul în absența bisericii. Mergem acum la capitolul B, la a doua problematică menționată, evenimente astronomice prezise de agenția NASA, care pot reprezenta semne evidente ale apropiatei veniri a zilei Domnului. Avem aici și o ilustrație, sperăm să puteți să o vedeți și dumneavoastră. Cercetătorii de la agenția americană NASA au anunțat că în 2014 și 2015 vor avea loc 4 eclipse totale de lună, Blood Moon, cum spun ei, luna în sânge sau luna însângerată. Până aici nimic nou. Dar aceste eclipse s-au suprapus în 2014 și urmează să se suprapune în 2015, foarte interesant, peste sărbătorile iudaice de Paște, Pesac și corturi, Sucot, din primăvară, respectiv din toamna fiecăruia dintre acești doi ani. Astfel de tetrade au mai avut loc prin suprapunere peste sărbătorile iudaice și în trecut, dar lucru semnificativ, aceasta s-a întâmplat în preajma unor evenimente cheie, dramatice, din istoria Israelului. Expulzarea evreilor din Spania, apoi reînființarea statului Israel în 48 și a războaielor ce au urmat acestui eveniment, respectiv recucerirea Ierusalimului de Est, războiul de 6 zile din 1967. Tot NASA mai arată că la începutul anului 2015 va avea loc, pe parcursul acestor 4 eclipse de lună, nu mai menționez perioada, va avea loc și o eclipsă totală de soare și o eclipsă parțială de lună. Să observăm toate acestea pe imaginea, pe tabloul pe care l-am prezentat și pe care sperăm colegii să-l lase mai mult pentru a-l putea vedea mai bine. Toate aceste evenimente astronomice ar putea fi trecute cu vederea dacă nu ar fi următoarele 4 aspecte. Dacă în Geneza 1 cu 14 nu am fi atenționați ca astfel de evenimente astronomice
legate de lună și soare trebuie privite și ca semne, mai ales în contextul în care cei mai mulți oameni nu mai țin seama de tot ceea ce spune Biblia și au nevoie de astfel de semnale prevestitoare care să vină și din altă parte decât sursa biblică. În al doilea rând, dacă în trecut tetrada astronomică despre care vorbim nu ar fi fost asociată cu momente marcante de grea cumpănă din istoria lui Israel, în special aminteam anii 48 și 67 și mai ales dacă nu ar scrie în Ioel 2:31, cu reluare în Fapte 2:20, că, citat, soarele se va preface în întuneric și luna în sânge, înainte să vină ziua Domnului, ziua aceea mare și strălucită, încheiat citatul. Nu este legitim oare să ne gândim că luna în sânge poate reprezenta eclipsă de lună și că soarele prefăcut în întuneric ar putea reprezenta eclipsă de soare, că doar nu e vorba de ceva la propriu, să fie luna imersată în sânge, posibil însă aceste fenomene să fie dublate și amplificate și de alte fenomene cerești care să dea de gândit lumii întregi. Ajungem acum la ceva extrem de interesant, predicția sau profeția rabinului Judah ben Samuel cu privire la evenimentele sfârșitului. Înainte de a intra în segmentul ultim al mesajului meu, deci rezultat din propriile cercetări legate de evenimentele escatologice, supun atenției dumneavoastră o predicție, profeție, pusă în seama unui rabin vestit, Judah ben Samuel, nu știm dacă nu cumva a fost și evreu mesianic, despre care se susține că ar fi făcut așa numită profeție a celor 10 jubilee, înainte de a fi murit în anul 1217. Să observăm pe ecran prezentarea și a acestei imagini. E în limba engleză, dar credem că vom putea să înțelegem ceea ce este important. Să ne reamintim că jubileul sau anul de veselie este o formulă divină de măsurare a timpului, având compasul de 50 de ani. De fapt, de 7 ori 7 ani, de 7 ori anul sabatic, plus încă un an. Ei bine, așa cum rezultă din schiță, în limba engleză, după cum spuneam, pe care o putem vizualiza pe ecran, acest rabin ar fi prezis venirea Imperiului Otoman, care urma să preia controlul asupra cetății sfinte, Ierusalimul, fapt care s-a și întâmplat în anul 1517. Apoi că timp de 8 jubilee, adică timp de 50 ori 8, 400 de ani, Imperiul Otoman va stăpâni asupra acestei cetăți, ceea ce s-a și petrecut până în anul 1917, când armata britanică, condusă de generalul Allenby, a scos Ierusalimul de sub controlul otoman. După acest moment, timp de un jubileu, 50 de ani, cetatea sfântă va fi ca și un pământ al nimănui, dar apoi, și aceasta s-a petrecut în 67, Ierusalimul întregit va reveni din nou evreilor. Iar cea mai interesantă și controversată afirmație a rabinului Judah ben Samuel este că după un alt jubileu, al 10-lea, adică după perioada 1967-2017, ar urma să vină Mesia. Desigur, această profeție, cu ghilimelele de rigoare, scoasă în atenție de pastorul Gog, existentă și în spațiul cibernetic, am prezentat-o doar ca o curiozitate, fără a vă propune să-i acordăm totală credibilitate din mai multe motive, printre care anul biblic este alcătuit din 360 de zile, nu din 365, cum pare avea în vedere predicția iudaică, apoi nu suntem siguri că Dumnezeu ar dori sau ar fi dorit să se reveleze un astfel de plan unui necreștin și apoi este discutabil dacă este biblic posibil să se descopere unor oameni anul revenirii lui Mesia în contextul în care nici fiului nu i s-a dat să știe. E adevărat, se spune ziua și ceasul, nu e vorba aici de an. Mergem acum mai departe la încă câteva argumente biblice privind iminenta revenire a Domnului Iisus Hristos. În primul rând, trebuie să observăm că din perspectivă biblică nu am trecut încă, ci doar ne apropiem de trecerea din a doua mie de ani în a treia mie de ani după Hristos, care înseamnă implicit și trecerea din a șasea în a șaptea mie de ani de la creațiune. Această afirmație este validă dacă avem în vedere că punctul de referință temporal biblic până la care și de la care se măsoară timpul nu este nașterea, ci moartea lui Hristos. Și am aici două argumente, zic eu, imbatabile. La așezarea Paștelor Vechiului Testament sau din Vechiul Testament, Dumnezeu a instituit un nou început al măsurării timpului, spunând că luna Nisan este cea din tâi luna anului. Deci, iată,
jertfa mielului, Pascal era aducător al schimbării măsurării sau numărării anilor și a lunilor. Iar al doilea argument rezultă din profeția din Daniel capitolul 9, care spune că după 69 de săptămâni de ani până va veni, va avea loc stârpirea unsului, adică moartea lui Iisus Hristos. Deci, de la mielul pascal până la adevăratul miel pascal. Deci, iată că anii ar trebui numărați, măsurați, nu de la nașterea, ci de la moartea Domnului Iisus Hristos, nașterea nefiind un scop în sine, ci doar un mijloc ca să se ajungă la moartea jertfitoare, aducătoare de iertare a Domnului Iisus Hristos. Dacă facem o evaluare relativ simplă, putem ajunge la concluzia că ar mai putea fi vorba de doar câțiva ani, între 4 și 14 ani, dacă numărarea anilor s-a făcut corect, ținând seama și de eroarea de datare a anului 1 după Hristos. Deci mai avem doar atâția ani până la cumpăna dintre milenii. Deci, sigur, există problema datării timpului în mod diferit de către evrei, dar există de asemenea argumente în The Chronology of the Old Testament de Dr. Floyd Knowles Jones, la pagina 297, se arată că acea diferență de vreo 243 de ani dintre calendarul iudaic și calendarul creștin s-ar datora unei intenții de a se ocoli împlinirea în Iisus Hristos a profeției din Daniel capitolul 9. Să mai observăm apoi că conform Matei 25 ni se spune că la miezul nopții se va auzi strigarea legată de venirea mirelui. Ori miezul nopții este momentul dintre straja a doua și straja a treia. Străjile de la mijloc. Dacă ținem seama de Psalmul 90:4, că la Dumnezeu 1000 de ani este ca o zi și ca o strajă din noapte, vom observa corelația. În Luca 12:38, Mântuitorul ne spune că fie la straja a doua, fie la straja a treia. Foarte interesant. În Marcu 13:35, Domnul Iisus vorbise despre patru străji și apoi în Luca 12:38 nu mai menționează decât două străji, pe prima și a patra, eliminându-le ca dovadă că nu au relevanță din punct de vedere eschatologic, din punct de vedere al momentului revenirii Fiului lui Dumnezeu. Să mai observăm apoi că tiparul lui Dumnezeu de la creațiune, 6 zile lucrătoare și a 7-a zi de odihnă, este reluat relativ tainic în Evanghelia după Ioan, capitolele 1 și 2. La începutul capitolului 2, în pasajul cu nunta din Cana, în care este menționat un singur nume, cel al Domnului Iisus, a se vedea Zaharia 14:9, care arată că în împărăția Domnului tot un singur nume se va menționa. Observăm deci că de trei ori textul sacru spune în Ioan 1, a doua zi, în versetele 29, 35 și 43, ceea ce implică patru zile. Prima zi, apoi de trei ori a doua zi, adică patru zile. Iar foarte interesant, în capitolul 2, versetul 1, se spune că nunta are loc în a treia zi. Așadar, patru zile plus trei zile, ajungem la șaptea zi, altfel spus, la 7000 de ani. Nu este uimitor să putem constata o astfel de tainică cronologie în textul Evangheliilor? În sfârșit, în Luca 21:31 se arată că generația aceasta, Cornilescu a tradus neamul acesta, de oameni nu va trece până când se vor împlini toate aceste lucruri. Adică generația care a văzut înfrunzirea smochinului, nașterea statului Israel, deci cei care erau în viață în jurul anului 1948 nu vor trece, nu vor muri toți până când se vor împlini toate aceste lucruri. Dacă luăm ca vârsta unei generații 70 până la 80 de ani, cum se spune în Psalmul 90, versetul 10, perspectiva care ne-ar apărea în față ar fi 2018, maxim 2028. Iată cât de aproape este Domnul de noi din această perspectivă. Trebuie să mai arătăm și ceea ce scrie în Osea 6:2 despre evrei. Citat. El, Dumnezeu, ne va da iarăși viața în două zile, a treia zi ne va scula și vom trăi înaintea Lui. Așadar, dacă abordăm zilele în sensul de zile mileniale, poporul evreu trebuia să-și fi primit viața în primele două zile mileniale, iar în cea de-a treia zi ar fi trebuit sau ar trebui să trăiască înaintea Domnului.
Aceasta se poate interpreta în sensul că în două zile milenare poporul Israel ar fi trebuit să se renască spiritual, ceea ce nu s-a întâmplat până acum, dar aceasta nu însemnează că profeția nu este adevărată, ci, așa cum arătam la un moment dat, să observăm că a doua zi milenială nu s-a epuizat, fiind în a treia zi, în momentul de față, ci de-abia ne aflăm pe ultima, să zicem, sută de metri a celei de-a doua zile milenare, zile sau ani mai exact în care evreii au posibilitatea să se întoarcă la Domnul și cu ei să se împlinească primirea vieții și apoi domnia în următoarea zi înaintea Domnului. Astfel încât în a treia zi prevestită de profetul Osea, a se înțelege în a treia zi milenară de la Hristos și a șaptea zi de la creațiune, evreii au să trăiască înaintea Domnului, fiind principala națiune de pe pământ prin intermediul căruia Dumnezeu își va promova voința și decretele alături de biserica dintre națiuni în împărăția slăvită de 1000 de ani. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să fim gata. Nu am dorit și nu ne propunem să dăm, o cronologie exactă, nici nu este posibil așa ceva. Mi-amintesc de Tozer, un mare teolog, care a spus: perspectiva evenimentelor escatologice este atât de amplă, e ca un tablou pictat pe cer, încât pentru a observa acel tablou în toate detaliile lui, trebuie să faci câțiva pași înapoi și așa să privești spre ceea ce urmează să se întâmple. Nu e interesul nostru, în primul rând, să știm când exact, dar trebuie să fim pregătiți, trebuie să nu credem că va trece foarte mult și că Dumnezeu va duce la îndeplinire rugăciunea noastră, așa cum spuneam la început: vină împărăția ta. Fie ca toți cei care urmărim această emisiune, care suntem preocupați de sufletul nostru, suntem preocupați de împlinirea voii lui Dumnezeu în viața noastră, să știm că nu mai este mult. Și un singur lucru mai spun în încheiere: când avea loc jubileul în Israel, adică al 50-lea an, toate proprietățile reveneau la vechii proprietari, la proprietarii de la începutul jubileului și, dacă mergem din jubileu în jubileu, de la începutul istoriei poporului evreu, sigur prin descendenții oamenilor care au fost la început proprietari. Deci, când se vindea o proprietate materială, se calcula câți ani mai sunt până la anul de veselie, cum traduce Cornilescu. Și dacă erau 49 de ani, deci tocmai trecuse anul de veselie anterior, prețul era cel mai mare. Dacă mai era un an sau doi, prețul era cel mai mic, pentru că era vorba de contravaloarea recoltei pământului, spre exemplu. Ei bine, dacă revenirea Domnului Iisus Hristos este atât de apropiată, oameni buni, haideți să nu mai prețuim lucrurile materiale cum le-am prețuit până acum. Haideți să prețuim lucrurile spirituale, să prețuim împlinirea voii lui Dumnezeu și nu ne vom pomeni cu pumnii goi la sfârșit, când va trebui să ne întâlnim cu Cel care urmează să ne răsplătească, pentru că, și cu acest verset am încheiat, în 2 Corinteni 5 cu 10 scrie: căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare dintre noi să ne primim răsplata după binele și răul pe care l-am făcut când am trăit în trup. Iată că vine judecata de evaluare, de răsplătire. Maranata, Domnul nostru vine, să fim gata, Dumnezeu să ne ajute la aceasta.